să mergem la următoarea noastră, Emily Burghelea, care a povestit cum călătorește ea cu familia cu cel puțin 7 bagaje. A venit data trecută și ne-a arătat la emisiune. 7 bagaje. Da, da, 7 bagaje, crede-mă, ce ea la ea nu-ți vine să crezi. Numai că de data asta a acceptat provocarea și a plecat în Grecia doar cu un rucsac, doar cu un rucsac pentru 7 zile. Ce greu o să fie la noi 4 în familie, dacă am face asta, noi n-aș putea. N-am putea. Stai un pic să vedem dacă a putut ea și cum a reușit. Hai să o poftim pe Emily Burghelea. O aducem aici. Iată ce muzică frumoasă, exact de acolo din Grecia. Bună, Emily, bine ai venit. Unde vrei să stăm, la bar sau la canapea? Eva decide. Bar. La bar. Poți să stai la bar așa îmbrăcată? Păi să vedem, hai. Da. Tu vrei, e sigură dacă vrei merge la canapea? Ok, hai la canapea. Eva, ești de acord? Da. E de acord. Mă bucur să o cunosc pe Eva, mereu mi-am dorit. Perfect, fetelor, haideți la canapea și să vedem cum stau lucrurile. Haideți aici. Emily, draga noastră, povestește-ne cum a fost în vacanța din Grecia, unde am înțeles că ai fost doar cu un rucsac. Am fost doar cu un rucsac, toate hainele mele au fost într-un rucsac. Dar am mai avut câteva bagaje pentru copii. Ok, ok, așa ai spus. Eu m-am ținut de provocare, Cătălin, și vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că m-ai învățat să trăiesc minimalist. Nu cred tu. Deci tu ai stat 7 zile doar cu un bagaj? Exact. Avem și imagini de când îți faci bagajul, pentru că telespectatorii trebuie să înțeleagă că totul a fost chiar filmat. Ia să vedem imaginile care dovedesc acest lucru. Iată, Emily Burghelea, aflată în dificultate. Ce-mi pun, ce nu-mi pun? Și ce ai pus până la tine? Am pus câteva cămăși, 3 cămăși, 2 perechi de pantaloni, am... uite, ăsta e bagaj. Bă, dar stai un pic, nu m-am gândit niciodată că rucsac de ăsta mare, ăsta e cât un geamantan. Ok, dar ai specificat, eu m-am ținut de provocare. Ai dreptate, corect, ai dreptate, doar una așa și... Și pe astea le-am luat de acolo, astea ne-au încăput în bagaje, dar a fost ok, mi-a plăcut și cred că o să mai repet experiența, mai ales că o să-ți spun un secret. Nu trebuie să plătești bani în plus pentru acest bagaj. Practic poți să-l iei la mână, da, poți să-l iei în spate și îl pui sus și practic ai tot ce trebuie acolo fără să ții un bagaj de cală separat. Dar știi ce vreau să te întreb, dar vreau să fii sinceră cu mine și în fața telespectatorilor care ne urmăresc într-un număr atât de mare. N-ai băgat nicio bluză, nimic de al tău în bagajele copiilor? Am încercat să bag. Fii sinceră. Am încercat să bag cosmeticele, adică cremele, pe care nu puteam să le car în bagajul de mână pentru că nu m-ar fi lăsat să trec acolo, știi, când îți fac controalele. Mm-hmm. Într-adevăr, pe alea le-am pus în bagajele copiilor, trebuie să recunosc, dar să știi că tu ai spus chestia asta, am reurmărit emisiunea pe YouTube să fiu sigur acolo ca să respect întocmai și tu ți-ai dat acordul și ai spus ok, poți să mai pui cremele în bagajele copiilor. Dar altceva n-ai pus, un pantof, o roche? Nu, absolut nimic. Absolut nimic, totul a încăput acolo și vreau să-ți spun că am fost mult mai organizată și nu mi s-a mai întâmplat să iau la mine haine pe care să nu le port. Ce zici tu? 7 zile, un rucsac, deci poți să faci chestia asta și mi-a plăcut, am văzut tehnica asta la un moment dat undeva pe online, cum să-ți împachetezi hainele, să le rotești așa, știi? Că te ajută mult mai mult, ai mai mult spațiu. Știți ca în reclama aia cu care... Da, da, în reclama aia, nu, ca în reclama aia, exact, cred că se rotesc undeva și le pui în rucsac. Exact, asta este o tehnică pentru a economisi spațiu, le faci așa foarte, da, foarte mici. Da, ai avut și aparatul de încălzit șervețele cu tine? Nu. Nu l-am mai deci luat. Ai renunțat? Nu, nu. Am renunțat la gadgeturi, am plecat așa pe minimalist. Și cum a fost, mă, viața asta pe minimalist 7 zile în Grecia? A fost super și chiar o să repet experiența. Cred că aveam nevoie așa de un imbold, știi? Până la urmă nu sunt importante neapărat ținutele, cât sunt importante momentele pe care le petreci alături de cei dragi și dacă te concentrezi mai puțin pe ce spui în bagaj, ai mai mult timp să te gândești. Petreci cu cei dragi. Exact. Ce zici de treaba asta, Eva? Ce să zic? Așa stau lucrurile și vrei să-ți mai spun ceva? Ce? Ea, în vacanța asta, nici n-a stat pe telefon. N-ai făcut story-uri, n-ai făcut... Story-uri am făcut, pe telefon am mai stat, dar nu la fel de mult, ce-i drept. Păi tot se consideră asta pe telefon, dacă faci un story. E ok, dar despre asta n-ai spus nimic, Cătălin. Exact, avea voie. Dar de acum încolo, în vacanțe, încerci varianta asta, așa mai... cu haine mai puține. Sună? Da, clar, clar. De acum o să plec doar cu acest rucsac în spate, mai ales că, ți-am spus, este și vorba despre o economie pe care o faci, pentru că nu trebuie să îți mai iei bagaj la cală. Noi am avut acum bagajele la cală luate, dar data viitoare, în următoarea vacanță, așa o să fac. Dar sună o nouă provocare, o vacanță fără telefonul mobil? Mie se pare interesant asta, așa, o vacanță fără telefonul mobil. Asta e făcută pentru tine. Ok, o să încerc și o vacanță fără telefonul mobil. Hai, ce bine să fie. Să zic când mergem în Marbea, că în 2 săptămâni mergem în Marbea, toată săptămâna fără telefon. Ok, perfect. Știi ce? O să încep pentru început noaptea fără telefonul mobil. Sau putem să luăm închisoarea aia pentru telefoane, David. Închisoarea aia pentru telefoane, dar vrei care să... ne-a dat Alina. Da, vrei să spun ceva? Ascultă-mă un pic.
Eu o să încep fără telefon la început noaptea. Deci noaptea, când dormim, nu stau pe telefon. Vezi că toată ziua, adică toată săptămâna. Nu, dar noaptea, tu înțelegi, noaptea nu stau pe el. Nu, ce bine, păi și în sfârșit să dorm bine. Păi adică tu crezi că eu stau noaptea pe telefon? Mă rog, de ce e detalii? Pentru că ai, deci, stai așa pe telefon, te întinzi, eu tot mi-am închide luminile și e încă lumină de la telefon. El ne spune, termin mail-ul, când îl se uită la story-uri. Câteodată unele subiecte e bine să nu le mai deschizi. Le lași așa. Cum a fost în Grecia? În ce stațiune ai fost? Halkidiki, Cătălin, dar vezi? Cine multe... s-a pe grapa altuia? Cate se uite, exact. În Halkidiki te-ai întâlnit, provocare. Te-ai întâlnit cu români? Da, foarte mulți. Foarte, foarte mulți. Și în general în Grecia sunt foarte mulți români. Grecii aleg, românii aleg destinația asta. E un loc superb. Da, absolut, absolut fabulos. Uite, avem câteva imagini de acolo. Opa! Cine a făcut poza? Bună! Hei, era un domn acolo care făcea poze. Nu Andrei. Andrei n-a făcut nici măcar o poză. Adică alt domn ți-a făcut pozele astea? Da, 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 alt domn. Era un domn fotograf. Vezi, e făcută poza. Da, nu, nu la asta, mă refer la celelalte. Ia, bună! Bună. Aici asta... tot un domn fotograf? Da, da, asta sunt eu. Arăta mai bine acolo. Deci, practic, câte costume de baie ai avut? 6 costume de baie, ceea ce... Păi n-a vorbit noi data trecută când ne descurcăm cu 2? Păi da, dacă nici costume de baie să nu... Adică... Nu, dar mă rog, dacă ai căput în rucsac, exact, dreptul ei. Exact. Și ce e? Dar câte zile ai stat? 7 zile, tu n-am auzit. 7 zile, da. 6, nu ești atent și tu la emisiunea asta. 7 zile, 7 haine, da, 7 ținute. Eu zic 8 haine pentru că în ziua de plecare. 8 ținute. Bine, mă, trebuie să fie ceva, cum zici tu. Acum, știi, vreau să te întreb, ce ați m-a făcut acolo? Ia uite-te aici, frumos, la umbră. Bună. S-a bucurat... Damian și Amedea s-au bucurat la nebunie. Stai, Damian. Stai, pic, uite-te Bine aici. Damian. Da. Hey, hey. A fost și ziua lui de nume, Sfântul Damian. În vacanță, practic l-am sărbătorit. Ia uite, uite ce frumos sunt amândoi acolo la plajă. Mă bucur mult de tot. Și... Adăsă băiat sau băiat? E mai mare, e fetiță. Amedea are, cât are acum? 2 ani și, 2 ani, și câteva luni. Așa, da. Iar Medea. Amedea, nu Amedea, nu Medea, Amedea. Amedea. Amedea și are și un băiat, Damian, care are 6 luni. Da, aproape 6 luni. Trebuie să începem diversificarea acum în foarte scurt timp și ne pregătim intens. Dar știi ce observ eu? Că nu prea te-ai bronzat așa foarte tare. Nu m-am bronzat, Cătălin, cum? Te-ai bronzat așa pe picioare, dar în rest așa nu te-ai Serios? Bronzat. Da, se pare că s-a bronzat? E bronzat. Mi se pare. Eu cred că tu nu știi fetele. Eu chiar aveam impresia despre mine că sunt bronzată, că trebuie să mă duc înapoi. Înapoi, da, eu zic să fie următoarea vacanță. Și următoarea vacanță unde va fi? Când? Următoarea vacanță nu știu exact când va fi, dar îmi doresc să fie cât de curând, poate la finalul lunii, pentru că eu am intenționat să stăm mai mult aici, doar că Andrei a trebuit să se întoarcă neapărat acasă. Și mi-a promis că mai facem o vacanță până la finalul lunii și ne bucurăm și noi. Tot așa de cu un rucsac? Tot așa, nu mai plec nicăieri, gata, s-au terminat vacanțele, cu bagaj oficial, mult. Acum nu mai vreau nicio provocare. Nu, dar să știi că așa o să fac, o să plec cu acest rucsac pentru că ți-am spus, este foarte util să te organizezi mai bine. Și îți mulțumesc pentru asta, m-ai învățat. Dar că acum avem provocare. Ce? Fără telefon. Da, provocare fără telefon în vacanță, mi se pare foarte tare asta, provocare fără telefon în vacanță. Serios? Da. Câte da. Zile? 7 zile. 7 zile? Nu, mamă, păi mor 7 zile fără telefon, Eva. Stai 7 zile în vacanța cealaltă? Păi da, când se duce să stea fără bine, telefon. Bine, atunci, dacă stai 7 zile în vacanța, poți să stai maxim 3 zile fără. 3 zile fără telefon sună bine, dar nu trebuie da, să fie 3 zile legate. Legate. 3 zile legate și eu o să facem detoxifiere. Detoxifiere, ok. Încerc și eu, să știi, încerc și eu în vacanță. Facem asta, toată săptămâna. În toată săptămâna. Facem? Perfect. Ia. Și eu sunt perfect de acord. Așa facem. În regulă. Ok. Bravo, Emily. Se pare că ai mâncat doar fructe de mare și doar salată, pentru că arăți impecabil ca de fiecare dată. Este că e frumoasă? Este. Și te mai așteptăm cu mare drag oricând vii pe la noi. Bine, gata. Revin cu 3 zile fără telefon. Oh, Doamne. Doamne, dar de ce? Emily Burghelea, căutați-o pe Instagram, oameni buni, pentru că acolo o să vedeți ce lucruri mai face ea cu copiii și în același timp prin ce experiențe mai trece, pentru că nu trece săptămână fără ca lui Emily să nu-i se întâmple ceva. Dar puteți vedeți la ea pe Instagram. Mulțumim mult! Mulțumesc și eu!